Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Începem să înțelegem din ce în ce mai bine cum o să arate viitorul. Nu știm dacă ne place sau nu, dar direcția pare stabilită. Aveți abonament la Spotify? Da. Luca? Din prima zi. N-ai Spotify. Spotify, de pildă, o să schimbe viața. Pregătești un sistem de monitorizare a intonației din vocile utilizatorilor pentru a le recomanda acestor anumite genuri de muzică. Mm. Un patent pentru această aplicație tocmai a fost eliberat în Statele Unite. Deci, aplicația va monitoriza și analiza, citez, intonația, stresul, ritmul și alte caracteristici ale vorbirii utilizatorului, cât și zgomotul de fond, pentru a face recomandări personalizate de muzică. Acest sistem ar putea identifica și starea emoțională, vârsta, accentul, sexul și chiar date despre mediul înconjurător la momentul respectiv, adică dacă utilizatorul este singur în spațiul respectiv sau cu alte persoane. Aici dacă te aude vorbind cu nu mă ce faci mă cu doi, nu mă ce faci bagă Michael Bolton sau aia din Titanic. Bine, la mine o să se obișnuiască și o să bage numai Snap. Da. Are doar două albume, o să-i fie mai greu. Dacă aude por mașina vecinului, bagă trash metal. A, exact. Sau ceva de genul ăsta. Sunt curios ce trebuie să audă ca să bage manele. În explicația ce însoțește cererea de acordare a patentului, Spotify a explicat că actualul model de personalizare a feed-ului audio pentru un utilizator va trebui schimbat în viitor. Deci acum, pentru cei care nu au acest serviciu, e în felul următor. Îți oferă diverse sugestii. Dacă ai dat și tu play la ceva, el îți oferă sugestii. Adică dacă ai ascultat Beatles, nu o să-ți ofere Țancă Uragan, o să-ți ofere probabil Rolling Stones. După modelul mai bine cunoscut al YouTube, nu? Cred că... Și acolo, la fel, dacă mai mult sau mai puțin, te duce în zona aia mai departe. La Spotify, deci în funcție de ce alegi, programul îți alcătuiește un profil pe baza căruia furnizează în continuare genuri muzicale sau de conținut, au început să dea și podcasturi care au legătură cu preferințele ascultătorului. În viitor, însă, input-ul efectiv al abonatului nu va mai fi necesar. Deci nu trebuie să te mai ocupi tu să asculți o anumită chestie sau să dai like. Acum îți cere, dacă îți place piesa, dă inimioare și o să-ți mai dăm și alte piese la care puteți da inimioare și în felul ăsta o să fii invadat de numai de un anumit tip de piese pentru care să ne dai toate inimioarele din lume. În viitor o să asculte ce se întâmplă în încăpere și cum vorbim și în funcție de cum ne simțim iubito o să-ți dea muzica potrivită. Acum depinde. Eu am avut două perioade cu YouTube și deci, cu Spotify. Moartea DJ-lor. Da, moartea DJ-lor. Prima a fost cu Alexandra când era mică și folosea canalul de YouTube care era logat cu contul meu și YouTube îmi recomanda doar piese pentru copii, tot ce înseamnă tra-la-la și toate conturile baby alea. Baby Shark, na-na-na-na-na, nu chiar baby așa. A, așa, asta a fost odată. Uh-huh. Și doi, când România a făcut 100 de ani și am căutat foarte multe piese românești, știu că ne-am oprit foarte mult la piesele alea de petrecere, dacă da. Mai țineți minte, și toate alea le-am căutat pe Spotify să vedem dacă sunt acolo și ce se întâmplă. Și vreo jumătate de ani asta... după aia, nu mă lăutărești. Jumătate de ani ai muncit să mai ascult și altceva? Exact. Eu am problemele astea cu YouTube, cu copiii. Radu e logat tot așa pe contul meu de YouTube și aport muncă de lămurire cu el să nu mai dea like. Că acolo dacă dai like la ceva, de exemplu unui copil care se filmează în timp ce se joacă, așa, sau altuia care face nu știu ce mescambe, pe urmă îți dă în continuu cu copilul ăla cum apare de ceva. Și de câte ori, de slavă cerului, eu îl deschid rar. Dar și când îl deschid e plin numai de astea. Și am zis, mă tată, zic, te rog eu frumos, nu mai da like. Eu, ca să nu... Dar să știi că știe cât se uită. Adică dacă se uită și chiar dacă nu dă like la ceva, da, programul știe. Dacă e mai uitat... abitir, dacă dai și like, înseamnă că da, îți place. E ca lumea, mult. Mucho. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.